Vineri seară la Palatul Culturii Teodor Costescu a avut loc un spectacol magic plin de surprize atât pentru copii cât și pentru adulții prezenți. Artiștii au fost primiți cu aplauze, iar publicul a fost numeros, chiar dacă toate normele în vigoare au fost impuse. La Palatul Culturii Teodor Costescu, toate seriile de spectacol sunt magice. A fost un spectacol nou și inedit, care a marcat corespunzător o seară de vineri. M-am simțit foarte bine, mai ales că mi-era foarte dor de spectacole, de magie, de scenă, de public și este, cred că, a patra oară când vin, al patrulea an consecutiv în care vin la Severin cu spectacolele de magie și chiar aveam puține emoții, nu știam dacă vara asta se va întâmpla sau nu se va întâmpla, dar mă bucur că s-a ivit ocazia și că am venit și anul acesta în 2020. Printre spectacole de muzică organizate în fiecare săptămână în grădina de vară Geo Saizescu, în cadrul Severinului Estival, acesta a fost unul diferit și a sedus tot publicul severinean. În această seară nu mă așteptam să fie atât de multă lume prezentă, pentru că știm care este situația. Au fost mult mai mulți decât sunt acum și mulți copii, chiar dacă spectacolul s-a anunțat inițial pentru adulți, au venit și împreună cu cei mici și a ieșit foarte, foarte frumos. Vă mulțumesc și vă pup și vă iubesc!